Am ales să vin în această expoziție cu trei lucrări și toate am vrut să poarte cumva același mesaj, chiar dacă vin din arii diferite. La lucrarea de față i-am pus o mască, adică cumva pe tematica cu prelipsile pământului, pământul pare să fie din ce în ce mai poluat, ne putem să dăm înapoi sau ne este foarte greu să reducem din emisii și așa mai departe și cumva până la urmă și organismele hibride, ca în cazul de față, poartă o mască sugestivă. Sigur că după aia a venit și pandemia și cumva masca are o altfel de însemnătate pentru noi acum. M-am inspirat la această lucrare de la zona naturală, de fapt este un pește abisal pe care l-am hibridizat, l-am pus să stea în aer să leviteze, l-am agățat de un arbore artificial și el, adică nici măcar creamă nu mai este naturală. Iar la celelalte lucrări, acolo am stromatoliții, sunt o specie de roci care se găsesc încă în golfurile din zona Australiei cumva și cumva sunt niște pietre vii pentru că au în interiorul lor niște cianobacterii. E bine, asta m-a făcut să caut un pic mai departe și cumva să îmi placă foarte mult ideea și teoria panspermiei, cumva o idee progresistă, darwinistă, în care aminoacizii din meteoriții care au căzut pe Terra au rămas închistate în unele dintre aceste roci și ele încep să se dezvolte fără să mai țină, sar de etapă, fără să mai țină cont de etapele evoluției. Și pentru că Terra pare că se sufocă, că este din ce în ce mai poluat, aceste roci nu mai având timp să se adapteze, împrumută de la noi melici, sisteme de locomoție, ca să se deplaseze singure, să scape cumva de pe Terra, să-și ia zborul cumva de pe Terra, să devină din nou meteoriști, poate că să găsească altă planetă. Cumva este o autoironie, de fapt, asta facem noi ca oameni. Iar lucrarea și are o oglindă care tocmai asta are rolul să reflecte, să te facă să reflectezi asupra situației în care ești. Iar lucrarea mare, dimensională, care se numește ironic pungașul, dar de fapt el este o victimă. Nici de cum este șmecherul la care se așteaptă lumea ca nume sau așa, este de fapt o victimă, este un animal care nici măcar nu există, l-a fost creat și el nici măcar n-a apucat să evolueze neavând cap și în loc de cap el are o pungă în care suflă, urlă, se sufocă. Și nu știu, acum e interesant și cum este perceput de public, pentru că de multe ori e luat într-o primă fază ca, nu știu, o glumă, dar de fapt este destul de serios. Este specific să-mi păstrez partea asta ludică în lucrările mele, pentru că asta mă ajută și pe mine să creez. De fapt, asta este drive-ul pe care l-am eu, indiferent dacă abordez anumite specii de animale ca tematică pe care le-a transpus într-un, nu știu, subiect politic, poate, sau nu știu. Și în caz de față am vrut să mă adaptez teme, predicțiile Pământului, cu ecologia, și acest animal pe care l-am făcut ăsta sufere, cumva cel mai victimizat, este și cel mai mare, este și cel mai victimizat. Cred că, nu știu, poate din text, din descriere și poate și imaginea în sine se ajută pe cei care privesc, pe cei care o să acționeze acest animal, să înțeleagă exact mesajul tuturor celor trebuie, dar însă special lucrarea de asta mare ar trebui să atragă cât mai mult atenția asupra schimbărilor climatice,